Eu unul cred că cel mai important lucru pe care ar trebui să reținem, care ar trebui să ne atragă atenția în toată această istorie a navei explodată, nu se știe încă cum, în apele teritoriale ale Mării Negre, toată această istorie trebuie să ne oblige să analizăm cu microscopul, prestația armatei în zona apelor noastre teritoriale. Iar din primele declarații ale oficialilor, pe care, care sunt la îndemâna oricui, reese că, de fapt, apele noastre teritoriale nu sunt monitorizate de nimeni. Iar tipul de reacție a fost așa că, după ce s-a produs un accident, nu se știe cum, sau un incident... Sau agresiune, nu se știe cum, dar abia după asta a plecat o navă de coastă să vadă ce s-a întâmplat acolo. Asta e o demonstrație cât se poate de oficială, de clară, că apele noastre teritoriale nu sunt monitorizate nici de armata României, nici de aliați.